Cadrele medicale și pacienții Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș au participat miercuri seară la Taina Sfântului Maslu. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Vă mulțumim, domnule director, doamnă director, doamnelor și domnilor doctori, că și în acest an ne-ați primit aici la Spitalul Municipal din Caransebeș ca să oficiem în postul Crăciunului această sfântă taină, taina Sfântului Maslu. Așa cum ne-am obișnuit deja în cele două mari posturi din cursul anului bisericesc, oficiem taina Sfântului Maslu în spitalele și așezămintele sociale din Episcopia Caransebeșului, în mod special la Caransebeș și la Reșița. Ierarhul a vizitat la final secția de pediatrie a spitalului, unde a împărțit copiilor dulciuri, iar părinților și cadrelor medicale iconițe și calendare. Cred cu tărie că oficierea Sfântului Maslu și a multor alte slujbe, dar în principal a Sfântului Maslu într-un spital, participă la crearea unei atmosfere de înaltă spiritualitate în mijlocul celor ce lucrează în spital, dar mai cu seamă în mijlocul și în sufletul bolnavilor. Este foarte important ca în prag de sărbători biserica să fie alături de cei suferinți și aflați în lipsuri. De aceea și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian astăzi a fost în Spitalul Municipal din Caransebeș, săvârșit taina Sfântului Maslu și împărțind daruri copiilor internați la secția de pediatrie. La taina Sfântului Maslu au participat alături de bolnavi și de cadrele medicale și credincioși din municipiu.